Bună și bine ai revenit pe Rețete Ușoare! Eu sunt Ralu și astăzi am pentru voi o prăjitură pufoasă cu un blat fără ouă, este un blat cu ciocolată și cremă de nes. Uitați cât de bine arată, este un blat umed delicios. Vă las aici rețeta scrisă a blatului. Am tăiat ciocolata mărunt, cu cât o tăiați mai mărunt se va topi mai ușor. La fel și untul, l-am tăiat în cubulețe, iar apoi le-am pus toate într-un bol, iar la bain marin am topit ciocolata și untul împreună. Separat într-un bol am adăugat toate ingredientele solide, o cană de nucă, o jumătate de cană de făină de grâu sau de orez de care folosiți voi, o jumătate de cană de zahăr pudră vanilat, un pliculeț de praf de copt de 10 grame, iar apoi am amestecat aceste ingrediente. Următorul pas, am adăugat ciocolata topită împreună cu untul, împreună cu o jumătate de cană de apă carbogazoasă minerală. Amestecăm această compoziție până când devine o cocă. Pregătim o tavă tapetată cu hârtie de copt și vom turna această compoziție în tavă. În acest timp, preîncălzim cuptorul la 180 de grade. Blatul va sta la cuptor aproximativ 30 de minute, dar voi înțepați cu scobitoarea să verificați dacă este făcut. După ce s-a copt, îl lăsăm să se răcească complet. Următorul pas, vom face o cremă de nes. Uitați cât de bine arată această cremă. Vă las aici rețeta scrisă. Pentru crema de nes am pus într-un bol 500 de grame de mascarpone și l-am mixat puțin. Următorul pas, voi adăuga 200 de grame de frișcă naturală. Frișca mea nu este îndulcită. Vom mixa puțin până când rezultă o cremă pufoasă. Nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube și să-mi lași un like la acest video. Când crema a devenit pufoasă, după ce am mixat-o, voi adăuga o jumătate de cană de zahăr pudră vanilat. Dar voi gustați această cremă și dacă considerați că trebuie mai mult zahăr, puteți să puneți mai mult zahăr. De asemenea, puteți să îndulciți și cu îndulcitor. Următorul pas, am adăugat 4 linguri mari de nes. Acest nes îi va da un gust extraordinar. Crema este gata. Când blatul s-a răcit complet, am adăugat toată crema peste blat, un strat generos de cremă, iar apoi am lăsat la frigider pentru aproximativ o oră pentru a se întări. Am decorat cu nucă măcinată deasupra și s-a tăiat foarte ușor prăjitura. Această prăjitură este aromată și delicioasă. Uitați cât de bine arată, este un adevărat deliciu. Nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube, să-mi lași un like și să vezi și celelalte rețete delicioase. Pe curând, dragii mei, pa, pa!